Incidența de îmbolnăviri cu COVID-19 este în continuă scădere, aceasta fiind astăzi la nivelul județului Hunedoara de 3,55 la 1000 de locuitori, maxima de 8,11 fiind atinsă în data de 2 noiembrie. Această scădere îmbucurătoare din valul 4 al pandemiei de coronavirus se datorează, conform prefectului de Hunedoara, Călin Marian, creșterii numărului de persoane care s-au vaccinat în ultima vreme. Ne bucurăm că există zi de zi o scădere a incidenței la nivelul județului Hunedoara. Sunt două explicații destul de importante. Am observat că în timp această pandemie vine în valuri. Odată la câteva luni există un vârf și încet încet se consumă. Dar în același timp observăm că multă lume a încercat să se vaccineze, să-ți facă și prima doză și a doua și chiar foarte multe persoane au venit să-ți facă și doza a treia. Cu toate acestea, autoritățile județene rămân în alertă și pregătesc măsuri pentru valul 5 al pandemiei, considerat inevitabil de Ministerul Sănătății. În acest sens, reprezentanții prefecturii, ai Direcției de Sănătate Publică și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județ au participat la o videoconferință cu factori de decizie din Ministerul Sănătății. De la București s-a cerut ca rețeaua de spitale din fiecare județ să fie pe cât posibil îmbunătățită, mai ales în privința numărului de paturi pentru bolnavi de COVID-19. Ministerul Sănătății a mai cerut ca pentru preconizatul nou val de infectări, timpul de mobilizare și de răspuns al ajutorului medical să fie mult mai redus decât cel actual al patrulea, care nu a fost încă depășit. În același timp, Ministerul Sănătății a repartizat deja spitalelor 10.000 de doze de Remdesivir, 50.000 se află în stoc, iar alte 70.000 sunt în curs de achiziție. De asemenea, există posibilitatea folosirii anticorpilor monoclonali pentru pacienții care pot face un astfel de tratament. În județul Hunedoara, aprovizionarea spitalelor cu medicamente specifice diferitelor faze ale bolii se desfășoară normal, iar tratamentele cu anticorpii monoclonali se fac deja în spitale. A fost mărit numărul de paturi pentru terapie intensivă și bolnavi cu forme medii, dar o situație dificilă se înregistrează în privința numărului redus al medicilor și personalului sanitar cu specializarea ATI. În atare condiții, autoritățile recomandă în continuare prudență și respectarea normelor de siguranță sanitare aflate în vigoare. Încă nu ar trebui să lăsăm garda jos, ci trebuie să ne gândim să respectăm toate măsurile impuse prin starea de alertă, și anume distanțarea, purtarea măștii și dezinfecția, cele trei principii importante care vor sta la baza scăderii incidenței. În prezent, în județul Hunedoara, în 38 din cele 69 de localități, se înregistrează o incidență de COVID-19 mai mare de 3 la 1000 de locuitori, cele mai mari de peste 10 fiind în două comune cu populație de sub 500 de locuitori, respectiv Cerbăl, cu 6 cazuri și Bulzești de Sus cu 3. De asemenea, în alte 26 de localități din județ, printre care municipiile Hunedoara și Vulcan și orașele Călan, Simeria și Uricani, incidența este mai mică de 3 la 1000. Totodată, în comunele Bătrâna, Blăjeni, Bunila, Densu și Lunca Cernii de Jos, nu sunt înregistrate cazuri de COVID-19.